Cine are urechi să audă. Și să mai dea Domnul și volumul la rugăciune să fie cel puțin ca și cântarea. Când ați observat, cântările nici nu sunt privată în urechi. Dar la rugăciune nu l-au spălat lângă tine cum se roagă. Sau la voi nu e așa, numai la noi e așa. Dă-i cuvinte, Doamne! Marcu, capitolul 2. Citesc câteva versete, pagina din Biblie 963. Acum eu cred că cine citește Biblia în fiecare zi, sigur o are cu el. Cine nu, se va supăra pe mine și se va pocăi. Amin. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Și aici este destul de mult. Să fie Iisus prezent. Amin. El le vestea cuvântul și noi o să vestim cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului. Au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului, Fiule, păcatele ți sunt iertate. Amin. Amin. Rog să ocupați locurile. Dă-te mai încolo, fărățioare. Frate, surori, dragi tineri, căsătoriți sau necăsătoriți, am ajuns la concluzia că cea mai mare luptă pe care omul o duce în viață e lupta pentru familia lui și lupta pentru mântuirea lui. Și cea mai mare atac care se dă la ora actuală se dă la adresa familiei tale și la adresa familiei mele. Și în timp ce veneam pe voi, după ce am coborât din avion și m-am urcat în mașină, Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj pentru familia ta, pentru familia mea. Pentru că vreau să spun astăzi ceva, poți să ai 1.000.000 de euro. Dacă soția nu mai dă 2 lei pe tine, n-ai făcut nimic. Poți să ai 1.000.000.000 de dolari, dacă copilul trântește ușa. Și nu mai ascultă de tine faptul că ai bani, nu te ajută cu nimic. Dragii mei, lumea în care trăim astăzi vrea să aibă multe lucruri. Dumnezeu să ne cheamă să fim ceva, nu să avem ceva. Amin. Să fim copiii Lui. Amin. Ceea ce m-a marcat pe mine în acest text din Marcu capitolul 2 este următorul lucru. S-a auzit că Iisus este în casă. Și întrebarea la care vreau să răspund în seara aceasta și nu să vă țin foarte mult pentru că deja aveți 2 ore, dar vreau să vă spun că o să predic cu responsabilitate pentru că știu că Domnul mă va trage la răspundere pentru ceea ce voi spun. Dar întrebarea la care vreau să răspund este următoarea. Ce se aude despre casa ta? S-a auzit că Iisus este în casă. Trăim vremuri când se aude, mă, ai văzut și-o cumpărat, zice, marmură din Italia. Și-o auzit toți despre casa aia care e marmură din Italia. Și-o cumpărat de la perii de nu știu unde, da? Și-o cumpărat frigidier care îți dă gheață automat, da? Dragii mei, ascultați-mă, în seara asta m-aș bucura să se audă că Iisus este în familia mea. Amin. Și că Iisus este în familia ta. Amin. Știi ce s-a întâmplat pe aici? Ori spart acoperișul. Acum eu dacă voi ați venit la mine acasă să-mi spargeți acoperișul, cred că v-ați luat la rost, bă, dar ce faci? Sau eu dacă mă ajunge, de exemplu, la tine mâine cu vreo 4 oameni să spargă acoperișul, ce ai spune? Cred că ai chemat poliția, nu? Dragii mei, eu vreau să vă spun că aș scoate bani din bancă să-mi repar acoperișul dacă aș ști că a fost spart din cauza că Iisus era în casă. Nu? Hai să ne punem întrebarea în această seară. Ce se aude despre casa ta și despre casa mea? Ce se aude despre familia ta și despre familia mea? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că se aude. Nu poți să ții în tăcere. Se aude. Și dacă nu pui pe Facebook nimic, și dacă nu o te afișezi niciunde, tot se aude. Că gura lumii vorbește. Dar când s-a auzit ultima despre familia ta că e Iisus în casa ta? Puneți întrebare. Vreau să ne uităm la 3 lucruri negative care se pot auzi despre casa noastră și 3 lucruri pozitive care se pot auzi despre casele noastre. Primul lucru negativ care se poate auzi despre casa ta, știți care este? Ieremia 37:15, voi citi. O să vă speriați un pic probabil de textul acesta, dar vă rog să ascultați. Căpeteniile mâniate pe Ieremia. Poți să afișezi, te rog. Căpeteniile mâniate pe Ieremia l-au lovit și l-au aruncat în temniță. În casa cui? În casa logofătului Ionatan. Căci o prefăcuseră în temniță.
Au luat o casă la cheie și au făcut din ea beci. Au făcut din ea jilava. Au făcut din ea temniță. Pușcărie. Dragii mei, primul lucru care se poate auzi despre casa ta și despre casa mea s-ar putea să fie să se aude că e o temniță. Frate Chris, dar ce vrei să spui până asta? Că eu n-am la mine lanțuri acasă, n-am la mine jandarmi, n-am la mine paie pe jos, șobolan, n-am lucrurile astea. La ce te referi când spui temniță? Dragii mei, vreau să vă spun că, în primul rând, într-o temniță e frig. E frig. Asta e temnița, în pușcărie e frig. Da? Vreau să te întreb astăzi, știți că unde este Iisus Hristos nu e frig? Unde e prezent Domnul Iisus, e prezentă căldura Duhului Sfânt. Nu știu cum e în casa ta, dar am fost în casă unde soția doarme la etaj și soțul doarme jos, cu plasmă de 1,5 metri lângă el. E mai mare iubirea pentru plasmă decât pentru soție. Am fost în familii unde nu se roagă ei nu se roagă împreună. Să salutăm așa rar, odată pe zi să văd. Vă dați seama ce căldură e în casa aceea. Dragii mei, nu știu cum e în casa voastră, dar o să vă spun că în temniță e fric, apoi în temniță este mizerie. În temniță este mizerie. În pușcărie este mizerie. Vreau să vă spun că acolo unde este Iisus Hristos, e curățenie. Lucrurile spuse în ordine. Dumnezeu nostru este Dumnezeu al rânduielii. Nu pleacă pruncul când vrea de acasă și vine când vrea. Trântiește ușa, iese, mă sună dacă are chef. Nu. Există o ordine, există o curățenie. Apoi vreau să spun că în pușcărie, eu vorbesc de pușcările alea tradiționale, nu astea care le avem astăzi, da? Unde trăiesc mai bine aia de pușcărie decât noi afară. Dar într-o pușcărie, cum era mai de mult, era întuneric. Citiți istoria martirilor, citiți istoria oamenilor care au stat bănii ani, au stat 12 ani în pușcărie, care au scris cartea Călătoria creștinului. 12 ani de închisoare. Vorba s-a făcut 14 ani de pușcărie. Dor s-a făcut 17 ani de pușcărie. Acolo era mizerie în închisoare. Era întuneric. Nu știu, în casa ta e întuneric astăzi. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că o femeie spune Biblia despre ea, a pierdut un bănuț. Că unde l-a pierdut? Că dacă îl pierzi la piață, m-am pierdut. Bă, n-am ce să fac, a fost multă lume, m-am înghesuit acolo, m-a picat în pormoneu. Dar l-a pierdut în casă. Și spune Biblia așa, și nu mai deschid. Spune Biblia așa, după ce a pierdut bănuțul, o a prins becul. Dar vreau să vă întreb, de ce nu a prins becul mai repede? Voi ne-ați observat, când vine un musafir, și astăzi poate eu sunt un musafir, biserica, așa că așa la voi biserica tot timpul plină. Domnul să vă binecuvânteze, slăviți să fie Domnul. Nu e așa. Nici la noi nu e așa. Știți când e plină la noi? Când pruncul are apendicită, când fata a divorțat, când deja sunt probleme, atunci aprinde lumina. Frate pastor, dă-mi numărul la un proroc. Vreau să mă rog. Dar până acum ce ai făcut? Până acum am uitat la meci, la Simona Halep. Tot în joacă. Asta am făcut până acum. Voi aveați biserică și eu eram în mol. La mine nu era prinsă lumina. Nu a fost lumină în viața mea. La mine era întuneric, era pornografie pe telefon. Și acum mă mir că nevastă mea e așa cum e. Tot la 2-3 zile primesc mesaje, oamenii mă pe linia asta. Familii distruse. Pline de întuneric. Și multe familii nici nu spun nimic, ca să nu se facă de râs. Că li frică să recunoască lucrurile astea. O intrat imoralitate, dragii mei, o dat întuneric. Și ascultați-mă bine, cine se joacă cu lucrurile astea, se joacă cu mântuirea lui și cu iadul. Asta vă spun garantat și dacă nu mă cheamă nimeni, 15 de ani, dacă mă interesează. Când las să intre imoralitatea în casa ta și mizeria și întunericul, ascultă-mă ce spun, mântuirea ta aia, deja e pericol foarte de mare. Și ascultă-mă ce spun, mai ușor se pocăiește unul care e acum în discotecă și care nu a auzit de Dumnezeu decât unul care a fost aici și se joacă cu pocăința și merge înapoi în lume. Iubește, Doamne! Să știi, asta e foarte adevărat. Aleluia! N-ai vrea în seara asta să faci lumină în viața ta. Amin! Dragii mei, acolo unde e temniță, acolo sunt lanțuri și sunt oameni care sunt prizonieri. Vreau să te întreb astăzi, nu cumva în casa ta țipa anumiți oameni prizonieri? Știi că prorocul pe ăla pe care îl bârfești, e prizonier în casa ta? Știi că ăla la care ai împrumutat 1000 de euro și nu i-ai mai dat, dar tu ești plecat în concediu și la pita la mol, dar tu n-ai mai să dai bani înapoi. Ăla e prizonier în casa ta. Știi că ăla cu care te-ai certat, ăla e prizonier la tine în casă. Mă întreabă frate Cristi, spune-te rog, cum să ținem ziua de post? Dacă bem o cafeală, e post sau nu? Dacă iau paracetamolul, e post? Oamenii mei, habar n-au ce înseamnă post. Dragii mei, n-are treabă postul cu paracetamolul. Nici o agrocalbină. Auziți cu ce are treabă postul.
Isaia, capitolul 58. Iată postul plăcut mie, cu 6. Desleagă lanțurile răutății. Zice, măi, eu nu mănânc astăzi, dar când termin ziua de post, așa plesnesc pe ăla, nu cu mâna, Doamne fer, că mă bagă ăștia în Germania în pușcărie. Cu SMS, zice. Îi dau un bolovan de pe WhatsApp. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc.